O mămică unei fetițe de clasa a treia a solicitat sprijinul Campus TV pentru a rezolva o problemă destul de gravă în legătură cu copilul său. Fetița se teme să mai meargă la școală din cauza unui coleg de clasă care o agresează verbal și fizic ori de câte ori are ocazia. Fiica mea este elevă în clasa a treia, are un copil în clasă, un coleg, are ADHD, este foarte agresiv în ultima perioadă, avem probleme cu el din clasa a întâi. Am făcut sesizări atât la inspectorat, la poliție, mai ales la doamna directoare. Nu s-au luat măsuri, toți îmi spun nu avem ce-i face. Este într-adevăr o problemă destul de sensibilă cu care învățământul din țara noastră se confruntă destul de frecvent. Astfel de cazuri se întâlnesc în multe dintre școli și chiar în învățământul preșcolar, iar posibilitățile de rezolvare sunt foarte limitate. Am trimis acolo inspectorul de specialitate ca să facă o cercetare cât de cât. Am discutat și cu doamna învățătoare de la clasa respectivă, cu conducerea unității de învățământ. Copilul despre care dumneavoastră ați amintit este un copil cu cerințe educative speciale, este un copil care are un certificat de orientare eliberat de Comisia de Specialitate și se recomandă integrarea în învățământul de masă. Legea ne obligă să facem acest lucru, acest copil trebuie școlarizat. Din păcate, nu întotdeauna putem să asigurăm un profesor de sprijin pe toată perioada școlarizării, astfel ca acest copil să beneficieze de o atenție în plus. Învățătoarea copilului s-a străduit, mai ales în ultimii 2 ani, de când acesta a devenit agresiv cu colegii, să îl țină sub supraveghere permanentă. Dacă am reușit ca în timpul orelor să îl țin tot timpul ocupat, să-l scot la tablă, să-i dau să lucreze în plus și să nu deranjeze orele, în pauze nu am reușit să-i controlez comportamentul până în momentul în care, pauză de pauză, l-am luat după mine. Da? Deci în fiecare pauză îl iau cu sticluța de apă, cu mâncărica, unde merg eu, da, să mănânc un sandwich, pentru că eu nu-mi permit să mănânc în fața copiilor, îl iau cu mine. Numai că doamna învățătoare nu îl poate ține tot timpul sub observație. În astfel de momente, elevul problemă devine agresiv cu colegii săi de clasa a treia, pe care îi agresează atât fizic cât și verbal. Atât timp cât l-am lăsat în clasă, în pauze, pentru că am încercat și lucrul acesta, a lovit colegii și lovituri destul de grave unele dintre ele, îi jignește, da? Îi poreclește. Copiii au fost înțelegători, le-am explicat că este un copil mai special, că trebuie să ne purtăm... Este un copil mai special pentru că este diagnosticat cu ADHD și probleme grave de comportament. Alex nu mai este cu noi pentru că m-a apucat de gât și a început să mă împitească pe hol. În pauză a venit și mi-a dat cu capul. Cu fața de doamnă, ce s-a întâmplat? Eu m-am dus la baie și Alex... Pe hol, în pauză, da? Că el vinea de la baie și nu i-a făcut nimic și mi-a zis pasta pastramă. Am prins-o și... Conducerea școlii s-a adresat și mamei copilului în nenumărate rânduri pentru a găsi împreună o soluție și a controla comportamentul agresiv al băiatului. Se pare însă că și comportamentul mamei lasă de dorit. Rezolvarea problemei este în felul următor. Se vrea integrare. De acord cu această integrare. Dar ar trebui să avem în școală un psihopedagog, dacă nu mai mulți, pentru că avem mai multe cazuri, nu avem un singur caz în școală. Psihopedagog, da, care să se ocupe, să lucreze cu 2, 3, 4 copii, astfel de copii, și să le poată oferi tot ajutorul. Au pregătirea necesară, eu sunt profesor învățământ primar. Pe lângă el mai am încă 22 de elevi pe care trebuie să-i învăț carte. Nu mă pot ocupa de el personal. A refuzat mămica ajutorul psihologului școlii. Când doamna director a rugat-o să-l aducă la psihologul școlii, a refuzat spunând că dumneei are servici și nu are timp să-l aducă la psiholog. Da, mama copilului este foarte agresivă, a spus de față cu mine și atât domnului polițist că până nu va vedea fetița moartă, ea nu mai vrea să fie chemată la școală.
Soluționarea acestei probleme, asemănătoare cu multe altele din școlile românești, este dificilă pentru că legislația ar avea nevoie de multe îmbunătățiri în legătură cu astfel de cazuri. Școlile sunt obligate să integreze și acești copii dacă părinții o cer în mod expres, chiar dacă includerea lor în colectivitate aduce prejudicii celorlalți colegi. Din păcate, nu avem o foarte bună colaborare cu familia acestui copil, care ar trebui să înțeleagă că pentru binele copilului acesta trebuie să frecventeze cursurile unei școli din învățământul special, acolo unde poate să beneficieze de atenția unor profesori care să facă cu el terapii specifice. Doamna Daniela Moscovici este hotărâtă să își continue demersul pentru ca astfel de cazuri să nu mai apară și în viitor. În același timp, pentru a-și proteja fetița, căreia îi este teamă să mai meargă la școală, a hotărât ca ultimă soluție să o mute la altă unitate. Copilul meu refuză să mai vină la școală de frica lui. Anul trecut mi-a tras-o de păr, i-a smuls părul din cap, a dat-o cu capul de bancă. Nu s-au luat niciun fel de măsuri. Din câte mi-a spus dumneavoastră, aveți de gând, în caz că nu se rezolvă, să vă mutați copilul. Da, atât eu cât poate și ceilalți copii cu care am vorbit, părinții acestora. Și ceilalți părinți au anunțat-o pe doamna învățătoare că își vor muta copiii la alte școli, dacă acel coleg îi va mai agresa. În acest caz, s-ar putea ajunge la desființarea clasei a treia, iar învățătoarea și-ar putea pierde postul. Deci, inspectoratul nu are niciun fel de putere în acest instrument. Putere de a lua decizii în astfel de situații nu, pentru că, repet, legile sunt cele pe care trebuie să le respectăm și, din păcate, nu putem să obligăm un părinte să-și ducă un copil la o altă unitate de învățământ dacă acesta nu dorește. Nu putem să asigurăm o consiliere a copilului dacă acesta, părintele, nu-și dă acordul. Suntem și noi legați de niște metodologii pe care trebuie să le respectăm. Astăzi, elevul problemă a fost mutat cu acordul mamei sale la o clasă paralelă, în speranța că, în acest mod, foștii săi colegi nu vor mai fi agresați.